aveți grijă cu grătarul, care este un sport național și românii nu știu să prepare grătarul. O carne de calitate, se spune, poate fi compromisă în modul de preparare greșit al grătarului. Grătarul trebuie să nu permită focului să atingă carnea, se va topi grăsimea, se va autoaprinde și va impurifica acea friptură cu substanțe chiar cancerigene, hidrocarburi cu ciclice aromate, cu dioxine, cu toți am auzit de dioxine, și alte substanțe efectiv cancerigene. Grătarul se face pe o plită, ați văzut cum grătesc asiatici, sau, mă rog, tot un fel de plită, carotă sferică, așa cum erau discurile înainte, acum se găsește din fonta alimentară și la hipermarketuri, cu trei piciorușe, puteți orice foc de desubt, iar carnea se va pune la periferie. În mijloc, dacă vreți, puteți pune cartofi care vor fi prăjiți într-o grăsime care rezistă la acea temperatură și mai ales va cuprinde și sucul celular, care este foarte valoros, și veți mânca o friptură sănătoasă, niște cartofi mai buni, deși asocierea cartofilor cu carnea nu este una bună, dar puteți pune legume. Și atunci, în loc de pâine și de cartofi, puteți să mâncați acea carne cu legume făcute tot la grătar.